salutare gașcă, eu sunt Bibi. Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi. Voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog o să râdem grav, pentru că eu o să râd grav și o să râdeți și voi. Ideea e că cei care mă urmăriți pe Instagram, aveți linkul în descriere pentru cei care nu au făcut-o deja. Așa. Dacă mă urmăriți pe story, știți că... Că am avut o criză de râs 20 de ani în România. Pentru că s-au uitat foarte mulți oameni atunci pe story. Mă rog, azi când filmez eu, dar voi când vedeți atunci. Nu știu, cred că o să fac un reper. Da, o să fac un reper cu acea criză de râs miraculoasă. Anyway, îmi place foarte mult să râd și acum am un vibe super bun. Și având în vedere că am avut acea criză de râs, m-am gândit să filmez un vlog. De la ce a început criza mea de râs? De la un TikTok, un prank de pe TikTok, pe care nu știu dacă să vi-l arăt pentru că acum nu mi se mai pare nici mie extrem de amuzant, dar aveam eu în cap, știți momentul ăla când râdeți voi și doar voi vă înțelegeți pe voi, vă faceți în cap niște filme și de asta râdeți din ce în ce mai tare, iar oamenii din jurul vostru nu vă înțeleg. Dacă le arăți filmulețul ăla, promit că dau eu 1000 de like-uri de la mine, îmi fac 1000 de conturi și dau like. Deci dacă îl arată, vreau ca toată lumea să-i dea like, să facă 30.000 de like-uri. Și văzând acel TikTok, m-am gândit să reacționez la prank-uri, pentru că prank-urile sunt specialitatea noastră, la prank-uri de pe TikTok, pentru că vouă vă place foarte mult tot ceea ce e cu TikTok, nouă ne plac prank-urile și vouă vă plac foarte mult prank-urile. Am zis că asta e combinația perfectă, TikTok, prank. Hai să ne uităm la TikTok-uri făcute de oameni pe... la TikTok... la prank-uri făcute de oameni pe TikTok. Asta v-am zis. Nu știu cât o să mai râd la el, dar ideea e că atunci a fost amuzant. Deci băiatul ăsta l-a chemat pe tatăl lui să-i trosnească spatele. Mama! Mama, ce palmă și-a primit! Ce palmă și-a primit taică să de la masa! Mi-ar plăcea prank-ul ăsta să-l fac lângă mami și lângă tati. Mă întreb cum ar reacționa. Țeapă! Am crezut că o să fugi! Vai, nu cred. Mamă, săracu' băiat. Nu cred. Vai, Doamne, să te trezești cu un dăsta lângă tine să-ți facă așa? Păi cred că aș înnebuni. Să zic că mersi băiatul ăla, că nu eram eu acolo, că cine știe ce șut în greșeală și primea. Asta-ți trebuie! Asta-ți trebuie! Dacă te-a mâncat să-i tai omului căștile, nu le mai vrea nici pe alea! A, da, pe ăsta și eu știu. Prank-ul cu televizorul spart. Deci vrea să vadă câte bezele e în cap în gură. Nu, unde, o să-și primească mare pou în gură. Mamă! Mama mea! Vreau și eu să-i fac asta cuiva, dar nu știu cui, că săracul Antu chiar și-a primit prea multe ouă în cap. Las că mă gândesc eu. Bună asta. Mama, dar și face bine sunetul ăla. Bine! Deci. A, și eu știam pasta cu sfoara. Dar nu mai știu cum se făcea. Mm-hmm.
Deci am un anunț de făcut, sora mea este însărcinată. Toată lumea veselie. În sfârșit o să fiu tată! Liniște completă! What? Omul chiar se sperie oare de el atunci când se trezește și se vede în oglindă? Altă idee foarte bună de făcut. Man. Oh my gosh! No, it's real! No, this is fake! Bună, bună de tot. Și-a cerut-o. Și-a cerut-o. Mamă, i-a pus biluțe de-alea care pocnesc la o atingere mică. Oh my god. I knew it! De râsul tău. Aoleu, stai că ce pe altă criză. Stai să mă fotolesc. Ia iar aia cu oglinda și când doarme. Ia, ia cum reacționează. Aaaa, știu astea. Știu filmulețele astea. Te-ai barigat așa un pic, nebunule? Să nu faci așa ceva, frate. Ți-ai imaginat, da? Ideea bună, da. Ia. Yeah. Oh my god. Săraca piscină. Mama mea, să faci prin cu ăsta, mă, e nebun, frate. Vă dați seama? Doamne! Oamenii s-au dat!
arată. Mamă, ce... Deci omul nu e sănătos, nu are toate țiglele pe casă să facă chestia asta, mai ales unei bunici. Doamne ferește, păi dacă i-aș face eu mai așa ceva, Doamne iartă-mă! Mi s-ar opri inima în loc, Doamne ferește! Iubire, și noi trebuie să facem asta! Deci, ce-ar e mâna cu un spray de părțuri. Hai să vedem ce face cu el. Vai, nu cred! Da, da, bunica e șmecheră rău de tot, adică e de-aia înfiptă, e păhas femeia. Prinde, hai. No! Slamming on the brakes prank on grandma. A, nu, cred că le joacă, cred că le joacă bunica, dar oricum le face foarte mișto. Foarte tare. Nea! 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 Și bunica. Cum reacționează bunica? Nu cred! Deci bunica cu reacția asta e de nota 101. Cam acesta a fost vlogul. Sper din suflet că v-a plăcut, că ați râs alături de mine. Mi s-a părut foarte fun să reacționez. Îmi place să râd. Asta e clar. Rupeți acolo butonașul de like și dacă vreți să mai facem reacții, lăsați acolo un comentariu. Vă aștept pe Instagram și pe TikTok. V-am pupat. Ce că ăsta nu e outro-ul meu? Crezea de râs, m-a cam luat așa un pic. V-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare.